Tinerii instituționalizați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială au parte de calculatoare noi grație Asociației Inim de Gorjeni, care le-a întins o mână de ajutor și care încearcă să le îndrume pașii către lumea tehnologiei. Computerele au fost donate de Asociația Ateliere Fără Frontiere din București prin programul ASOCLIC. 13 calculatoare au fost donate tinerilor din casele de tip familiar. În prezent, Asociația Inim de Gorjeni a reușit să sprijine copii din casele de tip familial cu 13 calculatoare. Calculatoarele provin dintr-un program, ASOCLIC, se numește acest program, al Asociației Ateliere Fără Frontiere din București. În prima parte am obținut o finanțare de 6 calculatoare, în partea cea de-a doua parte 7 calculatoare. În prezent am reușit aproximativ 60 de tineri instituționalizați să beneficieze de aceste calculatoare. Astăzi, 3 calculatoare au fost donate la o casă de tip familiar din zona de Barcader. Cei 8 tineri instituționalizați au primit cu bucurie aceste cadouri, mai ales că au nevoie de calculatoare pentru a-i ajuta la proiectele de la școală. Cum ți se pare acest gest? Aveați nevoie de calculatoare? Da, avem foarte mare nevoie, pentru că mai mult pentru școală, în scopul școlar. Bine, și în general, un tiner nu poate să stea fără calculator și chiar avem foarte mare nevoie. Pentru că noi, dacă aveam nevoie de ceva, trebuia să ne ducem undeva la internet, unde puteam să scoatem și la imprimantă. Și trebuia să plătim și ne permitem să plătim, că nu avem să plătim. Și ni se pare foarte frumos, mulțumim. Chiar aveam nevoie de aceste calculatoare în scop școlar. Mulțumim și la ora actuală chiar ne trebuiau pentru anumite proiecte, pentru școală în general, și mi se pare foarte frumos gestul și mulțumim Fundației Inimii de Gorjeni. Până acum de unde foloseai calculatoare? Ne duceam la internet și plăteam acolo și oricum ne permiteam să luăm de fiecare dată. Acum că avem calculatoare și internetul, putem să luăm și note mai bune la școală. Complexul de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate are o capacitate de 58 de locuri. Capacitatea complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu este 58 de locuri plus 10 locuri pe serviciu de deprinderi de viață. Copii care termină o formă de învățământ și 2 ani de zile, până la 2 ani de zile sunt mutați pe acele apartamente pentru formarea deprinderilor de viață. Cum vedeți această donație? Ce v-au spus copiii? Se așteptau? Copiii sunt foarte mulțumiți că au accesul la internet. Noi nu am avut toate casele dotate cu calculatoare și acces la internet. Tinerii respectivi au ajuns în grija statului după ce s-a stabilit că în familiile lor nu puteau duce o viață normală.